Delfinariul din Constanța le oferă vizitatorilor noștri un spectacol inedit cu cele două delfinuțe ale noastre. Este un spectacol foarte frumos, mai ales pentru cei mici. Există pentru fiecare spectacol un timp alocat în mod deosebit, în jur de 20-25 de minute. Delfinuțele noastre sunt foarte jucăușe, da? Avem 3 reprezentații pe zi, mai ales vara, la ora 11, pot fi și la ora 1 sau ora 2 și ora 15 este cea de-a 3-a reprezentație. Domnul director general este și un biolog foarte bun și atunci le oferă foarte multe explicații legate de viață, de mediu, de comportamentul delfinuțelor noastre. Pe lângă delfinariu, despre care va vorbi colega, se mai poate vizita, avem o micro-rezervație, planetariu, care se află în aceeași incintă cu delfinariu. Acvariul se află într-o altă locație, pe Bulevardul Elisabeta. În apropierea cazinoului. Exact, pe faleza de la cazino. Biletele pentru micro-rezervație, delfinariu și acvariu se pot achiziționa de la caseriile instituției, cât și online, pentru a se evita posibilele cozi. Ceea ce vara, întotdeauna, vor fi cozi, cu siguranță. Pentru că foarte multă lume își dorește să vadă aceste reprezentații. Cu siguranță, cu siguranță. De aceea numărul a fost, 2018 a fost un număr foarte mare de vizitatori. Cu aproximație 330.000 de vizitatori am avut în 2018, doar la delfinariu.